puntea. Paracoare. Paracoare. Al podul prietenii. Podul prietenii de sa. Ia uite piticii. Ia uite si sus. Pasările. Papagal. Înapoi în bariu. 500 gheața mai ieftină. În ceas pe casă funcțional. A venit ploaia. Cerul ne spune că trebuie să ne tirăm din această zonă. Mergem până la stația de bus să vedem ce variante avem ca să ieșim din Paraguay. Taxiul modern. Luăm 38 până la terminal. Cimitirul de vis-a-vis de casă. Cimitirul din sud. Uite câte palate, ne-a? Palate, da. Umblă morții prin ele. Nu te plouă, nu te ninge. Mor să fii și n-ai probleme cu acoperișul. Casa de după moarte. Așa scrie pe ea? E o cartelă, ne-a dat zona de la cazare. Călătorie costă 2800 de guarani. Am o plimbare cu busul turistic. Am dat jos din bus că se stă mult în trafic. Aguar. Am venit până la stația de bus Omnibus să vedem în ce destinație o luăm mai departe. Nu prea am găsit ceva interesant de făcut prin Paraguay. Mulți oameni au spus, dar de ce ați venit aici? Aici nu este... Nu este o țară pregătită pentru turism, dar sunt locuri spre Encarnación, în partea de jos, dar noi cum mergem spre Bolivia, căutăm spre graniță ceva, dar sunt foarte scumpe cazările. Să vedem ce găsim. NASA, NSA. Nostra Señora de Asunción. Hai să întrebăm. Banii care merg una cu 450.000 și una cu 400.000 până în Vilamonte, Bolivia. Am schimbat și bani la o casă de schimb super bună, 7650, cel mai bun curs de până acum din Paraguay. N-am putut să plătim cu cardul biletele de bus pentru că ne iau un comision de 7-8 euro. Și am găsit cea mai bună combinație să schimbăm bani. Am încercat prima oară la oamenii care sunt lângă ghișeele de cumpărat tichet de bus și au cursul mai mic decât cel oficial pe care l-am găsit acum. Rio Paraguay, cea mai ieftină companie. Asta este busul. Stel Turismo și Trans Rosario sunt singurele busuri care merg în Bolivia cu acest preț. Ne costă 800.000, aproximativ 106 euro. De la platforma 20 la 30. Primele găoaze din Paraguay. Nu prea am văzut grăucene. Azi o mega ploaie. Hai mă, grădina. La penitenciar se stă cu tancul. Acest video este dedicat lui Victor Andrei Sădmărean, RU 6FP. De penitenciar este o frumoasă biserică. Capela poliției. Capela poliției. Vine să credeți. Poliția are o capelă. Intrăm în capela poliției. Oraș. Pare abandonată. Dar nu e. Nu
este deschisă pentru oricine vrea să intre. Și pe dreapta avem un poliție. Republica de Paraguay și steagul Poliției Naționale. Ordin și patrie. Paraguay. Cocoșo. Roșu. Și vis-a-vis penitenciarul. Arhitectura destul de interesantă. Deschisă până la ora 3, am apărut noroc. Strada dubioasă, strada de curent. Se aude. Cum trece pe deasupra noastră. Ce sunet puternic. Am ajuns. Am putut să intrăm în acest loc, lângă această lagună. În spatele nostru este o bază militară și toată laguna aparține bazei militare. Dar am vorbit cu un soldat la intrare, ne-a făcut poze la document, am stat de vorbă cu el și a venit cu noi și ne-a însoțit până la laguna. Și ne-au însoțit și țânțarii. Din acest loc, pe vremuri, se extragea piatra. Cu care s-au construit casele din această zonă. Am ieșit din baza militară. Mergem să mai dăm o raită prin centru să vedem ce găsim. Mai avem câteva ore până plecăm cu busul spre o nouă țară. În seara asta pornim spre Bolivia. Am aplicat pentru viză. Trebuie să completezi la ei un formular, să atașezi cazarea, câți bani ai de cheltuială, traseul, ce mai trebuie să mai faci? Poză la febra galbenă? La vaccinul de febra galbenă, solicitarea vizei pe care o iei cu tine la graniță, cu semnătura ta pe ea. Trebuie. Și după spune o ștampilă. Cu ștampila aia. Scurt, am dat prânzul pe foile astea la imprimantă, am plătit pentru foile astea 10.000.